Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, echii doctorașul, și astăzi s-a terminat etapa Challengers a PGL Stockholm 2021. O etapă plină de surprize, plină de emoții până în ultimul moment. Dar, dacă mi-ați urmărit uh, predicțiile, înseamnă că ați scos punctul și sunteți cu un pas mai aproape de Diamond Coin și aveți un punct pentru un... Uh, suvenir container. Ceea ce e bine, bravo. Înainte să trecem la etapa de Legends și să vedem care sunt picurile, pentru că despre asta este videoclipul de astăzi, vreau să discutăm un pic despre ce s-a întâmplat în etapa de Challengers, pentru că s-au întâmplat super multe lucruri. Hai să vedem un pic ce am zis. Am zis că face 3-0 Virtus Pro, n-a făcut, dar uh, oricum au jucat, au jucat bine, sunt în top 5, au câștigat cu 3 la 1. Uh, Sharks au pierdut cu 0 la 3 după un ultim match extrem, extrem destresant versus Pain Gaming. Au fost la limită. Doamne, cum s-a jucat, s-a jucat în overtime. A fost ceva fenomenal. Dar într-un final, îmi pare rău pentru ei, mă bucur pentru mine, au pierdut și eu am scos punctul iar pentru cele șapte echipe care vor avansa mai departe am zis că vor avansa Astralis, Enz, Heroic, Mouseports, Phase, Big și Riders. No, acum dacă știți că și ați văzut predicțiile mele videoclipul cu predicții, am oscilat foarte mult între Riders și Copenhagen Flames. Copenhagen Flames care a făcut o fază genială la acest început de de major, făcând 3-0 versus Astralis versus Big și versus Heroic. Astralis și Heroic, două dintre echipele mari la care lumea avea așteptări. Și vorbind de Astralis, fraților, o dezamăgire mai mare de început de campionat și o surpriză mai mare în continuarea etapei Challengers nu am văzut decât de la Astralis. Să pierzi 2-0 primele două meciuri, împotriva echip unor echipe precum uh, uh, Copenhagen Flames și Entropic, nu se aștepta nimeni. Dar după aia au revenit cumva și au adunat forțele sau au reușit să-și găsească o, un echilibru în echipă și au câștigat următoarele trei meciuri cu 2-0. la 0, fiecare meci. Practic nu au pierdut nicio hartă în următoarele 3 meciuri. Bineînțeles, au jucat versus echipe precum uh, Godsend care a pierdut 0 la 3, Pain uh, care a pierdut 3 la 1 și și Team Spirit care a pierdut 3 la 2. Adică, n-a câștigat totuși împotriva unor echipe mari, a ajuns cu greu în uh, etapa de Legends, dar au ajuns și ne au scos punctul. Ens Heroic Mouseports, Face au făcut faze foarte mișto, ne-au adus câte un punct fiecare. Și au trecut mai departe în etapa de Legends, la fel Phase 3-0 vs Spirit, ENS și Virtus. Pro foarte mișto au jucat. Și chiar meritau să treacă mai departe. Copenhagen Flames chiar au făcut o fază bună și vreau să revin și să spun că este una dintre echipele care cred că va trece mai departe și în etapa de Legends. Dar vedem! vedem pentru că este foarte greu să alegem pick urile pentru Legends. Ah, ce s-a mai întâmplat? Au fost foarte multe momente stresante, foarte multe momente de overtime. Mi se pare că și Astralis a ajuns în overtime cu Pain. Toamne, fere mă. Dar într-un final a fost bine. A fost bine și noi ne-am luat punctele. Urmează etapa de Legends care va începe pe 29, pe 30 octombrie, mâine și va ține până pe 2 noiembrie. Uh, și avem în momentul de față 14 ore 38 de minute, până când trebuie să uh, închidem aceste... Aceste predicții și fraților sunt niște predicții super grele eu le-am pus peste aici o să le scot pentru că nu sunt sigur că astea vor rămâne și vreau să vă explic fiecare legere în parte așa cum am făcut și în primul videoclip dacă se schimbă ceva în 15 ore cu siguranță mâine voi posta un update un videoclip scurt în care vă voi arăta predicțiile finale așa cum am făcut și în etapa de challengers așa că. Asigurați-vă că v-ați abonat la canal și că ați dat click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care apladez videoclipuri noi. De asemenea, dacă vă place like videoclipul ăsta, lăsați un like și un comentariu, spuneți-mi care sunt alegerile voastre și ce părere aveți despre alegerile mele. Așa cum am făcut și în primul videoclip pentru etapa de Challengers. 3 -0 și 0 -3, așa cum am văzut și în etapa de Challengers, sunt la noroc și nu sunt cele care ne vor aduce cu siguranță puncte astfel încât să trecem mai departe. Așa că le voi lăsa la urmă și vom începe cu cele șapte echipe care cred eu că vor avansa. Uh, multă lume va pune navi aici, dar uh, nu mă risc. Navi cu siguranță va trece mai departe, fraților, dar nu mai risc nimic. Înainte să începem și să vedem care sunt echipele, trebuie să știți că știm deja care sunt meciurile din prima etapă din Legend Stage. Vom avea Evil Genius vs. Faze, G2 vs. Copenhagen Flames, Gambit vs. Ens, Liquid vs. Entropic, Vitality vs. Virtus Pro, Navi vs. Heroic, Ninjas in Pyjamas vs. Mouse Sports, Furia vs. Astralis. Hai să luăm un pic meciurile astea pe rând ca să vă spun Cine cred eu că ar trebui să câștige? Bineînțeles, se poate întâmpla orice am văzut. Evil Genius vs. Phase, bineînțeles Phase va fi echipa care este uh, favorită la a câștiga. Uh, apoi G2 vs. Copenhagen Flames, două echipele sunt bune. G2 este cu Kenny pe bancă, cu Jackson în locul lui alături de Nico și Hunter. Uh, din ultimele 10 meciuri au câștigat 6, 2 cu M.I.B.R., 1 cu NIP, 1 cu BIG Au pierdut 4 meciuri versus Furia, Riders și Ens. Uh, iar din campionatele mari, uh, RMR, Europa au ieșit pe locul 3 unless, În rest, pe locul 2, 3, 4 uh, Iar Copenhagen Flames a avut un, uh, un start foarte bun Așa că aș zice că va trece mai departe Copenhagen Flames cu câteva urme de îndoială, pentru că G2, până la urmă, este o echipă mare, dar a zice că poate să treacă mai departe Copenhagen Flames. Da? Uh, mai departe, Gambit vs. Ens. Gambit a avut uh, un an foarte bun, a câștigat IM uh, Fall pe CIS, iar a, și a ieșit pe locul 2 în remere 20, 2021 tot pe CIS. A avut o performanță bună în anul acesta în A-tier și în campionate, campionatele din S-tier. 8 win din ultimele 10 meciuri în A-tier de menționat că toate au fost în online versus Navi, Entropic și Virtus Pro au pierdut versus Copenhagen Flames și Virtus Pro. Uh, totuși, versus Ens zic că Gambit va câștiga, și va lua primul meci. Mai departe Liquid vs. Entropic. Aici este un pic uh, e un pic ciudat. Entropic s-a descurcat foarte bine în prima parte. A câștigat versus Astralis, versus Riders și versus Heroic, a pierdut versus Big. Uh, iar uh, iar Liquid îl au, pe, îl au pe, Stewie, pe Stewie și pe FalleN, au în ultimele 10 meciuri 9 câștigate în online în ATR tier vs Virtus Pro de două vs Spain, au pierdut o dată vs Godsent. În octombrie au ieșit pe locul 3 la IM Fall pe Statele Unite și pe locul 2 în RMR 2021 pe Statele Unite, Ast altfel n-au avut tocmai cea mai bună evoluție în 2021. Așa că dintre Liquid și Entropic chiar este un match care zic eu că este echilibrat și nu știu cine va câștiga. Aș da un plus către Liquid având un pic mai multă experiență, dar nu știu să vă zic si sigur. Mai departe, Vitality versus Virtus versus Pro. Vitality a avut un an foarte bun. Uh, Locul 2 RMR pe Europa, locul 3 IEM Fall pe Europa, locul 2 în Pro League sezonul 14, 8 win-uri din ultimele 10 meciuri câștigate, 3 vs Astralis, 1 vs Copenhagen Flames, 1 vs Dignitas și 1 vs uh, OG, 2 losuri vs Nip și Prin urmare, eu zic că dintre Vitality și Virtus Pro, Vitality are șansa mai mare de a câștiga și de a trece mai departe. Următorul meci este Navi vs Heroic. Heroic a jucat decent, dar Navi fenomenal. Sper să nu ne facă o figură negativă, dar uh, banii mei sunt pe Navi. Banii mei sunt pe Navi și că va ajunge în cel puțin semifinale, dar vom vedea. Următorul meci între Ninja in Pyjamas și Mouse Sports. Mouse Sports au câștigat cu greu. Au câștigat primul match în Challengers vs. Uh, Sharks, au pierdut apoi vs. Heroic și vs. Uh, Ens, au câștigat versus uh, Renegades și vs. Big cu scorul de 2 la 1 la ambele. Prin urmare, între ninja in Pyjamas și Mouse Sports, eu zic că o să treacă mai departe ninja in Pyjamas și ultimul match din primul, uh, primul set de meciuri din uh, Legends, Furia vs. Astralis iar dacă Astralis au reușit să ajungă mai departe, Furia au avut un 2021 foarte bun. Locul 1 RMR pe US, locul 1 uh, uh, Intel Extreme Masters pe US. Uh, din ultimele 10 meciuri, 8 au fost Win-uri versus Big versus NIP versus G2, uh, Godsent, EG versus Pain și au pierdut de două ori versus MIBR. Uh, Totuși, între Furia și Astralis, eu zic că Furia va fi cea care trece mai departe. Deși mi-aș dori să treacă și Astralis, nu cred că vor câștiga. Nu știu. A fost o echipă foarte dubioasă. Primele meciuri au fost proaste. Băi, deci parcă vedeam o echipă care nu avea ce să caute în Major. Au fost momente în care. Payne a jucat mult mai bine decât a jucat Astralis, ceea ce e de neacceptat. Nu știu ce să zic. Vedem, vedem. Prin urmare, asta că am stabilit toate treburile astea, o să pun pe navi aici. E posibil să facă 3-0, dar nu mă risc. Vreau să știu că am aici, vreau, vreau să am puncte. Deși este o șansă să facă 3 la 0 Mai departe Ninja in Pyjamas lau pe Device Sunt uh, campioni pe RMR Europa Și pe Inter Extreme Masters Fall Europe Nu văd de ce nu i-aș pune mai departe Vitality la fel Un an bun și cred că vor trece mai departe uh, Liquid? Nu știu Furia eu zic că va trece mai departe Sincer Chiar... Uh, Chiar cred că va trece mai departe. Gambit la fel. Gambit cred că va trece mai departe. Uh, locul 1 pe IM Fall pe Cis. Locul 2 pe RMR. O performanță bună în A-tier și în s -tier. Chiar cred că va trece mai departe. Uh, și de aici, faze va trece mai departe. Faze. Hai, ca românii. Face. Da? Și mai avem un singur loc și multe echipe care vor câștiga, care cred eu că vor trece mai departe, să sper. Copenhagen Flames, n-am cum să nu-i pun, au avut o evoluție atât de bună și sper în ei în continuare. Fraților, aici intervine problema mare, <laughs> pentru că avem G2-ul, care, deși l-are pe Kenies pe bancă, au avut o evoluție ok, au avut losuri versus Furia, versus Riders și versus ENS. Dar l-au pe Nico și pe Hunter în continuare. Locul 3 RMR, în rest locul 2 3 4. Ar avea o șansă. Liquid, la fel, l-au pe Stewie și pe Fallen. Au avut niște evoluții bune în ultimele 10 meciuri. no uri Dar, mă rog, versus Pain, versus Virtus Pro, au pierdut versus Godsent. Nu știu ce să zic, dar și, ăștia, și ei ar putea să treacă mai departe. Evil Geniuses, eu zic sincer că între EG și Mouseports ei se bat către 0-3. Dar nu știu cine. Entropic a făcut bine ce a făcut. Nu cred că vor fi la 0-3. Mouseports însă. Bă, cred sau EG. Evil Geniuses la fel. 5 losses versus Furia versus Godsent, uh, Godsend. 5 winuri în 8 tier cu no name-uri, toate au fost în online. Un an 2021 mediocru. Sincer, momentan aș pune ig -ul. Nu știu, probabil și m-au spor să fac aceeași chestie, nu știu, mă mai gândesc între cei doi. Astea ar fi um, cele două echipe care eu cred că nu vor trece mai departe și vor face chiar 0-3. Ensu s-ar putea să treacă mai departe. N-am loc de ei și nu cred. Adică nu-l favorizez pe Ens față de celelalte echipe de aici. Uh, Entropicul la fel. S-ar putea să facă o fază bună, totuși nu cred. Virtus Pro, păi foarte posibil să treacă mai departe. Dar tot cred că de aici nu aș scoate pe nimeni pentru ei. Singur lucru, singurul, mod în care eu văd să-mi fac loc pentru o echipă este să pun pe navii aici. Și nu vreau să fac chestia asta. Copenhagen Flames cred că va câștiga puțin probabil să facă 3-0. Să treacă, să facă din nou aceeași fază. Puțin probabil, ar fi foarte mișto. Dar nu cred. Heroic, nu cred că va face o fază mișto și nici Astralis, și nici Sports. Prin urmare, cine beneficiază de acest loc? Unde punem liquidul? Unde punem G2-ul? Băi, nu știu. Nu vreau să pun navii aici. Uite, o să fac o chestie doar că de bait, așa un pic. O să pun Navi aici și o să pun. Uh... Astralis, nu o să pun Astralis, o brus de toată lumea de mine, râc și curcile de mine. O să pun uh, liquid aici și o să dau un print screen, numai ca să iasă pe, uh, pe thumbnail, dar nu o să fac asta. O să pun aici navio, iar aici voi pune... Aș pune Copenhagen-ul aici și să pun liquid sau G2-ul, nu știu. Virtus Pro. A, ah, mă punem VP-ul aici. Deși Virtus Pro s-a cam chinuit un pic. Versus face. Mai degrabă aș pune... Ce echipă a jucat? A jucat... Enzo a jucat versus... Uh, uh, Godsend versus uh, Mouse și versus Big. Nu. Entropic a jucat versus Astralis uh, versus Riders și versus Heroic. Mai degrabă Entropicul decât VP-ul. VP o jucat versus Pain versus Riders versus Faze a pierdut și versus Spirit. Hai, aș pune Entropico aici sau să pun o echipă mai mare, să pun liquid de exemplu. Cam așa zic eu. Nu știu sigur dacă așa o să rămână. Mă mai ușo, eu, mă mai uh, verific cu alții și în cazul în care se schimbă ceva, vă anunț. Uh, nu știu ce o să fie. Vedem. Oricum, ne auzim la videoclipuri noi vă anunț dacă se schimbă ceva în comentarii și printr-un alt videoclip. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Și noi ne auzim la un nou videoclip. Rămâneți cu bine! Salutare!